Tată, nu mă va ierta. Dar eu nu te-am alungat, iubită. Tu ai fost furată. Pe tine te-au furat. Nu eu te-am dus la gunoi. De ce crezi asta? Cum aș putea să demonstrez? Nu știu. Niciodată nu mă va ierta. Iar dacă afla adevărul, uite că va pleca din această casă. N-aș suporta să te pierd încă o dată. N-aș suporta să te pierd, Ioana, niciodată. Cum aș putea să demonstrez? Voi, cât de frumoase sunt, să scriu aici, aici, baloane, inimă. Wow, ce frumoase sunt, dar sunt atât de scumpe. Nu am așa bani. Nu am așa bani. Bine. Să vedem. Voi alege cele mai ieftine. O, ce multe culori sunt. Și cât de frumoase sunt. Să vedem dacă mi-ajung bani. Tare aș vrea să le cumpăr, să pregătesc surpriza mea. Acum să-mi aduc portmoneul, să vedem ce bani am. Să vedem câți bani am. Ce să fac eu oare? Cine ar putea să mă ajute? O, bunica. Bunica mereu mă ajută. Să o rog pe ea. Sper să nu se supere pe mine. Dar vreau să pregătesc surpriza. Și am doar 3 lei și câteva bănuți. O, buni! Da, Ioana! Bunica, vreau să te rog ceva. Poți te rog frumos să-mi dai 10 roni? Vreau să... Desigur că bunicuța îți dă. Nu vreau explicații. Eu știu că tu ești o fată foarte calculată și știi foarte bine pe ce să cheltui fiecare bănuț. Nu vreau explicații. Sunt sigură că îți trebuie la ceva foarte important. Stai să-mi aduc geanta și imediat îți dau. Bine, scumpo? Hai, mă întorc repede la tine. Să vedem ce are bunica în geantă. Hai să vedem. Așa, nu este aici nimic. O, a găsit bunicuța. Uite. Tu ai cerut 10, eu îți dau 20. Ia-i. Mulțumesc, bunica. Și să vedem. Uite, aici am foarte mulți bănuți. Și eu îi pierd, bunicuții, n-am ce să fac cu ei. Îi dau pe toți ție. Sper să-ți prindă bine. Stai că mai am un... Hai,
Ține, scumpa mea, și acel bănuț. Mulțumesc foarte frumos. Sunt sigură că vei găsi ce să faci cu ei. Bine, scumpa. Alo, bună ziua! Eu vreau să dau comandă de 20 de baloane. Da, cu heliu. Pentru mâine? Bine, notați. Da, bine. Da, să mă sunați, eu sunt acasă. După amiază? Bine. Le voi aștepta. Da. La revedere, vă mulțumesc. La revedere. A rămas doar să mi le aducă. Voi, dar mai am de pus inimioare, mai am un pic de lucru, dar cred că voi reuși eu. O, bunica m-a salvat. Mulțumesc, bunica. Ce fetiță bună este Ioana. Sunt sigură că ea își se gândește în baloane. Se pregătește probabil de sărbătoare. Ioana, Ioana. Iarăși vrea să facă vreo surpriză. Este bună de surprize. Bravo, Ionica mea, bravo. Așa, să mă lămăriți că cu hainele acestea. Să sune o găsculiță aia. Cine-o fi la ora asta? Alo? Alo? Bună ziua! Tare neascultătoare mai ești. Fă ce vrei cu mine! Eu cererea nu mi-o retrag de la poliție. Iar locul tău e după gratii. Ticălos ce ești. Nu am înțeles. Mi se pare sau tu ai prins la glas? Să știi că poliția este pe urmele tale și ai clipe numărate să stai la libertate. Așa că bucur-te de câteva clipe în plus.
Căci curând vei fi după gratii. Da, da, acum fii atentă la mine, gâscă grasă ce ești. Să te ascult, nu vreau să te ascult și te rog să nu mă suni. Poliția în curând va da peste tine. Fii gata și încetează să mai culegi, să mai suni pe numărul acesta. Te rog. Nu mă tem. Poliția și acum 12 ani a lucrat și care a fost rezultatul? Îți spun eu. Nici nu nimic. Ce? Acum ascultă, găsculițo. O să pierzi ce ai mai scump. Ce ai mai scump. Ce a fost cu 12 ani în urmă? Da. Mă enervez deja, gâscă proastă.